Este o inițiativă foarte bună și aprins și în comunitate. Nu mă așteptam ca să vină chiar atât de mulți părinți și se pare că sănătatea rămâne în continuare pe primul plan. Este cea mai importantă. Și aceste analize gratuite sunt foarte bune, foarte benefice pentru toți copiii. Cum considerați că stați cu starea de sănătate a copiilor în localitatea noastră? Ținând cont că ei își fac control periodic la dispensar, să spun că este o stare medie, pentru că trebuie și niște analize mai ample. Doctorul de familie este din localitate? Doamna doctor nu este din localitate, are doar cabinetul aici, dar sunt probleme pentru că această comună mai are încă 3 sate care sunt, aș putea spune, niște sate izolate, cum ar fi Orezul, Piersica, Bordușelul, și este foarte greu ca să își desfășoare activitatea pe fiecare localitate. Domnul director, vă mulțumim. Cu plăcere și succes în continuare. Mulțumim. Cât sunt aici, la scăzut. Bună ziua. Cum mi s-a părut că nu sunt medical? De ce sunt copilul de zăbărit? Când ați fost suplinat? 5 ani. Și la consult a găsit cu probleme? Deci nu are nicio problemă. Doctorul de familie este de aici? Considerați că face o treabă bună? Da. Foarte bun. Tu, cum a fost? Ai avut emoții mai? Ai venit la școală? Bravo. Bine. Bună ziua. Bună ziua. Vă numiți? Da, Veronica. Cum vi s-a părut intervenția medicală? Foarte bun. Copilul este sănătos? Da. Cât de medicală? Megadea. Ai avut emoții? Nu. No. Ați venit la școală? Da. Care materie? Matematică. Bravo. Doctorul de familie este din localitate? Nu. Considerați că face o treabă bună pentru comunitate? Da. Bine, da? Care materia ta preferată? Și trebuie de acasă cu mașina sau cu mașina? La ce distanță stai? O să fie de folos gătanul primit? Cum vrea aveți de inițiativa proiectului nostru? Considerați benefic consultul medical periodic? Credeți că acest lucru? Doctorul de familie este din localitate? Ai urechea roșie. Considerați că doctorul de familie se implică suficient în activitatea asta? Consultul medical s-a părut complet? Vă așteptați la rezultatele obținute? Veți merge de acum periodic copil la doctor? Considerați că doctorul de familie are o alimentație sănătoasă și echilibrată? Carne, lactate, fructe, legume? Pe tine cum te cheamă? Îți place să mergi la școală? În ce clasă ești? Cât timp faci de acasă până la școală? De pe jos? Îți stai aproape? Ai fost la doctor până acum? Ai avut emoții la acest lucru? Ai folosit ghiozdanul și rechizitele primite din partea noastră? Sunt de acolo, da? Cum vă numiți? Arpășanu Maria. Ce părere aveți de inițiativa proiectului nostru? O părere bună. Considerați benefic consultul medical periodic pentru copilul dumneavoastră? Da. Cât de des mergeți cu copilul la doctor? Când este nevoie. Doctor de familie este din această localitate? Da. Considerați că acesta se implică suficient în activitatea sa? Da. Educația vi se pare importantă pentru copil? Da. Consultul medical vi s-a părut adecvat și complet? Da. Vă așteptați la rezultatele obținute? Da. Veți merge de acum periodic cu copilul la doctor? Da.
Considerați că copilul nostru are o alimentație sănătoasă și echilibrată? Da. Carne, ouă, legume? Da. Da. Pentru unde chiar? Și îți place să mergi la școală? Da. Ce clasă? A cincea. Cât timp faci de acasă până la școală? Un sfert de oră. Te ajută cineva la efectuarea temelor? Eu le fac singur. Ce materie îți place cel mai mult? Franceză. Ai note mari? Da. Ai mai fost la doctor până acum? Da. Ai avut emoții la acest punct? Da. Vei folosi ghiozdanul și rechizitele din partea noastră? Da. Bravo. Bună ziua. Cum vă numiți? Ionă Dian. Ce părere aveți din inițiativa proiectului nostru? Este binevenită. Considerați benefic consultul medical periodic pentru copil? Da. Cât de des mergeți copilul la doctor? Nu vă pot spune chiar așa, oricum, nu chiar des am mers. Considerați că doctorul de familie se implică suficient în activitatea sa? Nu. Educația vi se pare importantă pentru copil? Da. Vă așteptați la rezultatele obținute în urma consultului? Da. Veți merge de acum periodic cu copilul la doctor? Da. Considerați că copilul dumneavoastră are o alimentație sănătoasă și echilibrată? Da. Pe tine cum te cheamă? Ion Gin. Îți place să mergi la școală? Îmi place. Care e materia preferată? Istoria. În ce clasă ești? La 6. Și ai note mari, nu? Da. Ai mai fost la doctor până acum? Mai am fost. Îți place ghiozdanul care l-ai primit? Bună ziua! Bună ziua! Cum vă numiți? Molocan Cristina. Ce părere aveți de inițiativa proiectului nostru? E foarte bună și binevenită. Considerați benefic consultul medical periodic? Da. Cât de des mergeți copilul la doctor? La nevoie, când e bolnav. Considerați că doctorul de familie se implică suficient în activitatea sa? Câteodată da, câteodată... Consultul medical vi s-a părut adecvat și complet? Da. Educația vi se pare importantă pentru copilul dumneavoastră? Urcă, da, da. Vă așteptați la rezultatele obținute în urma consultului? Cam, da. Veți merge de acum periodic cu copilul la doctor? Da, pe la ce am aflat acum, da. Copilul are o alimentație sănătoasă și echilibrată? Are, mai sare și peste. La școală nu știu ce mănâncă. Cam. Pe tine cum te cheamă? Bolocan Diana. Îți place să mergi la școală? Da. Care e materia ta preferată? Religie. În ce clasă ești? A cincea. Te ajută cineva la teme? Nu. Ți le faci singur? Da. Ai note mari? Da. Bravo. Ai mai fost la doctor până acum? Da. Ai avut emoții la acest consult? Da. Vei folosi ghiozdanul și rechizitele primite din partea noastră? Da. Bravo. Bine.